Locuitorii racordați la rețeaua centralizată de alimentare cu agent termic în Drobeta-Turnu Severin rămân fără apă caldă începând de miercuri 4 mai, potrivit unui comunicat de presă remis de Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică. Întreruperea este cauzată de o serie de defecțiuni apărute la nivelul rețelei de transport agent termic primar. În informarea transmisă de Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică din cadrul Primăriei Drobeta-Turnu Severin, începând cu data de 4 mai și până în data de 15 mai, se va asista furnizarea de energie termică în cazul tuturor consumatorilor municipiului Drobeta, Turnu Severin. Având în vedere faptul că la nivelul rețelei de transport agent termic primar s-au produs o serie de defecțiuni de natura spargerilor de țeavă, ce afectează buna funcționarea rețelei, respectiv furnizarea agentului termic la parametri optimi, sunt necesare operațiuni de reparații și de revizii tehnice imediate, se arată în comunicatul furnizorului de apă caldă din Drobeta, Turnu Severin. Furnizarea apei calde va fi sistată ca urmare a unei solicitări transmise serviciului de de termoficare de către Regia Autonomă pentru activități nucleare.